Stimate domnule președinte al Camerei Deputaților, distinși membri ai Parlamentului României, distinși oaspeți de peste hotare, doamnelor și domnilor, îngăduiți-mi mai întâi să mulțumesc grupului creștin de rugăciune din Parlamentul României pentru această onorantă invitație. Despre valorile identitare europene s-au rostit de-a lungul vremii foarte multe lucruri. De regulă, astăzi, specialiștii recurg la o separare între ceea ce ei numesc identitatea europeană actuală, făurită atât cât s-a reușit în cadrul Uniunii Europene, prin directive, regulamente, documente oficiale, și identitatea europeană venită din trecut, cu rădăcini culturale și religioase. Dar cele două, totuși, cele două tipuri de identitate nu pot exista separat și nici nu cred că este bine să fie despărțite. Identitatea europeană nu se poate baza numai pe regulamente, directive și legi juridice, ci trebuie să se bazeze pe conștiința de european. Iar această conștiință, cred că mai pe românește, înseamnă convingerea de a fi european. Convingerea de a fi european prezentă în mințile noastre se formează prin educație și se clădește cam de 2000 de ani, de când a apărut noțiunea inițial mitologică de Europa și noțiunea de democrație. Mai apoi, statul roman, care a fost monarhie regală, republică și monarhie imperială, s-a întins în perioada sa de glorie pe trei continente, din nisipurile fierbințe ale Africii până în cețurile rece ale Britaniei și de la Tigru și Eufrat până la Oceanul Atlantic. Acest stat a creat premisele unei unități europene în limitele geografice ale lumii civilizate de atunci. De exemplu, dreptul roman a rămas o moștenire perenă până azi pentru întreg continentul nostru și în toate facultățile de drept care se respectă, se mai studiază încă dreptul roman. Se consideră, cum s-a mai auzit în această sală, că rădăcinile identității noastre sunt clasicismul greco-latin și iudeo-creștinismul. Clasicismul acesta ne-a lăsat moștenire, între altele, un lucru extraordinar. Și limba latină, numită îndeopște printr-o convenție limbă moartă, dar care este o limbă vie prin limbile romanice și prin majoritatea cuvintelor care alcătuiesc vocabularul limbii engleze, aproximativ 60%, și care este limba de comunicare cea mai răspândită pe pământ. Iar dacă ne uităm pe ecranul computerului, după un calcul simplu, 79% dintre cuvintele care denumesc elementele din Word sunt cuvinte de origine latină. Creștinismul s-a afirmat practic în Evul Mediu, când s-a răspândit pe întreg continentul european și când numele de Europa era sinonim cu Republica Creștină. În Evul Mediu, care înseamnă, pentru subiectul la care ne referim noi, secolele al VIII-lea, al XVI-lea, popoarele s-au unit, inclusiv în cadrul Cruciadei târzii, ca să apere valorile europene și să elibereze ceea ce elemente alogene cuceriseră în două colțuri ale Europei, în peninsula iberică și în peninsula balcanică ulterior. Lupta pentru Republica Creștină în peninsula iberică a durat din secolul al VIII-lea până în secolul al XV-lea și dincoace în Europa din secolul al XIV-lea până în secolul al XX-lea. Prin urmare, apărarea acestor valori s-a făcut în numele Republicii Creștine Europene. Evul Mediu a generat două structuri înglobante sau universaliste care au fortificat ideea de Europa, Imperiul și Biserica. Până la urmă,
am avut și două imperii și două biserici, în loc să avem un imperiu și o biserică. De la 1054 încoace, cum știți, de la Marea Schismă. Sunt astăzi 580 de ani de la semnarea actului unire religioase de la Conciliu de la Ferrara-Florența. Lucrul s-a petrecut foarte de mult. În 1439 și noi suntem în 2019. N-ar fi rău să ne gândim că atunci doi împărați și doi capi ai bisericilor s-au întâlnit la Florența și au semnat un document care s-a chemat de unire, nu de dezunire. Și în numele acestui document, unirea a funcționat, nu cum le-ar fi plăcut unora dintre entuziaștii inițiatori, dar a funcționat așa de bine, încât din sânul poporului român, apărător al Republicii Creștine Europene, alături de bulgari, de sârbi, de greci, de unguri, de polonezi, de sași, de secui, din rândul poporului român au fost numiți în acest secol de aur al rezistenței anti-otomane, care a fost secolul al XV-lea, doi preaputernici atleți ai lui Hristos. Unul catolic, dintr-o familie veche de credință bizantină, Iancu de Hunedoara, și un ortodox, cel mai glorios domn pe care l-au avut românii în Evul Mediu, Ștefan cel Mare, al țării românești de la răsărit de Carpați. N-am zis întâmplător al țării românești, pentru că Ștefan cel Mare își numea țara lui Țara Românească, iar Țara Românească propriu-zisă era pentru el cealaltă țară românească. Așa că dacă ne amintim de acest act, ne putem da seama că a fost o efervescență europeană cu mult înaintea noastră. Adevăratele elemente care cred că au transformat ideea de Europa imaginată în realitatea numită Europa au fost cele spirituale, cele culturale. De la Renaștere încoace, popoarele europene, prin elitele lor intelectuale, au pulsat la unison prin cultură. Primul mare curent paneuropean a fost umanismul, care a încercat să imite antichitatea inițial, dar a ajuns să declare omul drept măsura tuturor lucrurilor, vegheat de divinitate și promovând ideea frumuseții corpului și spiritului omenesc. Noi ne-am înscris în această mișcare uriașă un pic mai târziu, în secolele al XVI-lea și al XVII-lea, prin reprezentanți ca Nicolaus Olahus sau Nicolae Românul, Grigore Ureche sau Miron Costin. Urmează barocul cu accente grave în artă, dar și în literatură, și apoi urmează iluminismul. Barocul românesc e, în fapt, în arhitectură, stilul brâncovenesc, iar iluminismul începe printr-un preludiu ilustrat de stolnicul Constantin Cantacuzino, cel care numea Italia cuibul dăscăliei, și foarte puternic, cu forță europeană, de principele cărturar Dimitrie Cantemir. De la 1700 încoace, după criza conștiinței europene, continentul nostru a intrat într-un sistem de vase comunicante și a trecut de la mica la marea Europa. Iluminismul românesc, mai ales prin școala ardeleană, se înscrie în mișcarea de emancipare a popoarelor și în convingerea că prin școală și cultură se ajunge la libertate. De altfel, pictorul Costin Petrescu la Cluj, între cele două războaie mondiale, când a pictat fresca din Colegiul Academic Florian Ștefănescu Goangă, a scris un titlu extraordinar: Prin cultură la libertate. Convingere, obsesie a școlii ardelene. Urmează apoi romantismul, care, cultivând tradițiile, obiceiurile, legendele și limbile popoarelor, pregătește noi elemente de contact, de colaborare și de uniformizare. Din secolul al XIX-lea încoace, sincronizarea europeană a națiunilor, a altor grupuri și a indivizilor continentului, conform liberalismului, devine și mai accentuată. Toate marile curente culturale se desfășoară sau au ecouri de acum în întreaga Europa.
de la creația literară la stilurile arhitectonice și de la arta plastică până la cinematografie. Toate idealurile modernizării societății din fiecare țară, cel puțin până la frontierele vestice ale Imperiului Rus, au în prim plan modelul culturii și civilizației occidentale, model bazat pe competiție, pe concurență, pe performanță, într-un cadru democratic asigurat de constituții adoptate rând pe rând, după exemplul englez, care nu are o constituție, dar are legi cu valoare de constituție, după exemplul francez primordial, după cel american sau belgian. E drept că în trecut Europa Unită a fost mai mult gândită și că de câteva decenii încoace noi am vrea să o facem să fie trăită, după formularea unui mare antecesor care e într-o lume mai dreaptă acum, Alexandru Duțu. Faptul e dificil, dar nu este imposibil. Ideea zădărniciei s-a insinuat treptat pe măsură ce idealul de unitate al fondatorilor Uniunii Europene, și unul a fost pomenit aici mai devreme, s-a vădit măcar în parte irealizabil și plin de obstacole. Una dintre cauzele întârzierii procesului de integrare prin intermediul Uniunii Europene vine, cred eu, dintr-o greșită percepție a istoriei continentului, mai exact, din eroarea de a crede că în calea unității continentului stau națiunile și statele naționale. De aici n-a fost decât un pas până la convingerea unora dintre decidenții politici că dizolvarea națiunilor sau diminuarea drastică a rolului națiunilor ar determina cu siguranță construcția europeană de succes. Orice istoric serios care a studiat atent pe surse agregarea națiunilor medievale și moderne de-a lungul secolelor ar fi putut semnala de la început falimentul unei astfel de direcții de gândire. De fapt, lucrurile nu sunt chiar atât de simple, pentru că și în rândul cercetătorilor din domeniul disciplinelor socio-umane există o pluralitate de teorii, ipoteze și opinii. Dacă se selectează din paleta largă acestor teorii doar extremele, atunci se ajunge la următoarele în cazul românilor. 1. Românii sunt vechi de peste două milenii, fiindcă la baza lor sunt tracodacii, citez, cel mai numeros popor din lume după indieni, Herodot, care vorbeau latinește, erau creștini înainte de Hristos și împânzeau Europa și învățau pe toți ceilalți cultura lor înaltă și civilizația lor superioară, aceasta este o extremă. Și a doua, românii sunt un grup etnic firav, format în epoca modernă și contemporană, în secolele al XIX-lea și al XX-lea, din fragmente regionale, reunite în chip artificial prin eforturile conjugate și exclusive ale unor intelectuali și oameni politici, unii dintre ei masoni, influențați de lumea occidentală și s-au format firește ca stat prin voința marilor puteri. Prima teorie este, cum se vede, una autohtonistă, extremă și perennialistă în același timp, pretinzând că rădăcinile istorice ale românilor se pierd în timp, ajungând chiar înainte de Hristos. A doua teorie, tot extremă, se numește pe sine modernistă și se încadrează în curentul care a făcut vogă până nu de mult în istoriografie, al inventărilor și mitologizărilor. Sunt mulți specialiști serioși care se întreabă, de exemplu, dacă Europa s-a născut ori s-a făcut, dacă Europa s-a făurit ori a fost făurită, mai clar, dacă ea s-a construit organic, prin acumulări succesive în timp, independent de voința cuiva, ori dacă a fost inventată de către anumiți indivizi sau de către grupuri interesate, așa cum se spune în chip teribilist uneori despre tradiție, națiune, călătorie, etc. În disputa aceasta neoficială dintre perennialism sau primordialism și modernism, dintre adepții unei viziuni organiciste istorice, adică diacronice, și cei care cred că în generațiile spontanee, în invenția lumilor și a componentelor lor, în sincronism, se pare că nu e loc pentru o cale de mijloc, cu toate că noi știm tot de la romani că aurea mediocritas, calea de mijloc e cea de aur. Din experiența istorică se știe însă de regulă că o identitate nu se naște spontan, nici în cazul indivizilor, nici în cazul comunităților. În privința identităților de grup,
fiindcă la una dintre ele facem aici referire, exemplele sunt nenumărate. Națiunile europene s-au născut prin acumulări succesive și treptate, invocate mai sus, dar până la promovarea de acțiuni de unitate în numele națiunilor, calea a fost foarte lungă. Prin urmare, conștientizarea națiunilor s-a făcut prin educație, iar educația au promovat-o elitele intelectuale, culturale, religioase, politice. Altfel spus, italienii erau de mult italieni, dar acțiunea de unificare politică a Italiei în numele unității italienilor au dirijat-o elitele. Ceea ce trebuie să fie însă foarte clar pentru oricine derivă dintr-o constatare simplă. Națiunile ca entități organice, nu ca state naționale, pentru că astăzi, mai ales în lumea anglo-americană, când se vorbește de Organizația Națiunilor Unite, referința nu e la națiunile organice, ci la state. Deci, națiunile ca entități organice nu s-au născut prin hotărâri ale parlamentelor sau ale altor organisme politice și nu pot fi desființate nici prin decrete, nici prin legi, pentru că națiunile se răzbună. Spre ce ne conduce acest adevăr? Spre o soluție evidentă. Unitatea europeană nu poate și nu trebuie să fie făurită împotriva națiunilor, ci cu ajutorul națiunilor și prin angrenarea națiunilor în acest proces. De aceea, credința că pentru succesul unității europene ajunge identitatea făurită de lideri, prin legislație comună, prin libera circulație a persoanelor și a forței de muncă, prin reglementări privind alimentația publică, de exemplu, este falsă. Avem nevoie de educație europeană zi de zi și ceas de ceas. Această educație se face în mod eficient prin familie, dar mai ales prin școală. Școala trebuie să inoculeze în mințile și în inimile copiilor și adolescenților ideea de Europa, numitorii comune ai civilizației europene, simbioza dintre specificul național și universalismul european. Identitățile naționale, locale, regionale nu se opun integrării europene, ci o pot pregăti, susține și construi. Europa unită trebuie să fie, după părerea mea, un concert al națiunilor animate de un ideal comun, care nu este primordial nici economic, nici politic, nici administrativ, ci spiritual sau cultural. Dacă vom avea în minți acest ideal, totul este salvat. Pe baza acestor elemente comune, Europa a făurit o civilizație de succes care s-a expandat, nu întotdeauna spre rușinea noastră în mod pașnic și moral, pe toate continentele. Această prioritate istorică a Europei ne obligă mult și ne îndeamnă să construim în numele ideii de Europa și nu să dezbinăm sau să distrugem. La baza unității istorice organice europene stau câteva elemente care nu trebuie îndreptate împotriva nimănui, ci trebuie doar cultivate, conștientizate și puse în acțiune. Educația întru valorile europene nu se poate opri la aspectul său teoretic și se cuvine să genereze atitudini și să producă efecte practice. Din păcate, astăzi nu există cele mai favorabile circumstanțe pentru consolidarea construcției europene, dar vrem să sperăm că aceasta este doar o situație de conjunctură vremelnică sau circumstanțială. Pentru depășirea acestui impas, e însă nevoie de eforturile comune ale tuturor actorilor, care nu sunt doar liderii politici, ci popoarele, grupurile sociale, comunitățile. Pe acestea trebuie să le angrenăm în numele unui ideal generos prin care s-au construit secole întregi de cultură și de civilizație. Vă mulțumesc!